Bună dimineața, dragii mei, bine v-am regăsit. Sunt alături de voi și în această zi, 18 septembrie, și vă extrag un card magic, apoi în care vom avea un mesaj, așa cum bine știți, apoi vom discuta aspectele astrale ale acestei zile. Care sunt predispozițiile, unde să fiți atenți și ce ar putea să se întâmple, da? Sunt informații generale pentru fiecare zodie în parte. Mesajul zilei. Renunță la dorința de a schimba pe ceilalți. Adevărata iubire înseamnă să-i accepți pe ceilalți oameni exact așa cum sunt, fără a încerca să-i schimbi. Atât timp cât încerci să-i schimbi, înseamnă că nu iubești cu adevărat. Este mai ușor să găsești pe cineva care este deja așa cum îți dorești, decât să schimbi pe cineva. Să-mi fac așa un mic comentariu la acest mesaj. Într-adevăr, este mult mai simplu să găsești o persoană care să fie conform cerințelor tale. Dar și aici este o mare muncă, pentru că niciodată nu o să întâlnești pe cineva care să fie perfect. Nu există perfecțiunea, nici noi nu suntem perfecți, nici cei din jurul nostru nu sunt perfecți. Tot timpul va fi ceva ce poate vom dori să schimbăm. Tocmai de asta, nu neapărat că nu iubești pe cineva dacă dorești să-l schimbi, nu-l accepți, da? Mesajul, sunt de acord cu el, dar așa adăuga, poate că iubești, dar dacă vrei să schimbi pe celălalt, înseamnă că nu-l accepți. Iar atunci când nu accepți pe cineva, nu prea poți să îi vezi părțile bune, părțile frumoase, pentru că tu te concentrezi doar pe lucrurile care nu-ți plac la acea persoană. Și atunci este important să renunțăm la dorința de a-i schimba, să-i acceptăm așa cum sunt, să-i iubim așa cum sunt, să-i iubim și cu părțile bune și cu cele mai puțin bune. Și dacă într-adevăr nu putem să trecem peste niște lucruri, nu putem să acceptăm niște lucruri, trebuie să înțelegem că poate fix acele situații pe care, în care se află sau calități, defecte pe care celălalt le are, fix astea a venit el să experimenteze, fix asta are el nevoie acum sau ea. Nu este ok, nu e bine nici pentru noi, nici pentru celălalt să încercăm să-l schimbăm, să-l facem așa cum credem noi că ar fi mai bine. Păi cine ești tu să știi ce e mai bine pentru un alt suflet care și-a ales să experimenteze niște lucruri? Așa că nu mai încercăm să schimbăm, încercăm să ne schimbăm pe noi dacă dorim. Gândiți-vă cât de greu e să ne schimbăm pe noi. Când spunem gata, o să mă apuc să fac nu știu ce, o să renunț la nu știu ce, o să fac, o să trec. Deci ne e greu să ne ținem de cuvânt, să ne facem noi schimbările de care avem nevoie și pe care conștientizăm că ar fi bine să le facem, să le avem. Dar să schimb pe celălalt e complicat și poate nu vrea sau poate că nu are nevoie să experimenteze ce crezi tu că i-ar fi bine. Să avem un pic încredere în silele nostru, să avem un pic încredere în ceea ce ne-am lăsat să experimentăm și să schimbăm doar atunci când dorim noi să schimbăm, nu când ni se impune. Pentru că sunt foarte multe femei care ajung la mine, vai, nu vreau să știe soțul meu, vai, să nu mă știe. Păi de ce să nu te știe? Adică nu trebuie să te accepte cu dorința asta a ta de a te cunoaște? De ce trebuie să te ascunzi? Bine, eu nu le spun lucrul ăsta, îl vor conștientiza ele mai târziu, dar dacă cineva te acceptă și te iubește și te vrea, o să te accepte cu dorința ta de a îți afla tranzitele, de a-ți afla ascendentul, de a te lăsa așa dusă în lumea asta necunoscută, ezoterică, ocultă și așa mai departe. Să te plimbi printre stele, ca să zic. Te va accepta cu dorința asta, dacă chiar te iubește și dacă chiar sunteți deschiși și sinceri unul cu celălalt. Nu o să încerci să te schimbe, vai, o prostie, în ce crezi tu, vai, nu fă aia, nu fă aia. Poate pentru persoana respectivă, dar poate pentru tine reprezintă oaza ta de liniște, să asculți un horoscop sau să faci o meditație sau să te rogi sau să faci diverse. În momentul în care încercăm să-i schimbăm pe ceilalți, deja poți să te întrebi, ok, e clar că nu e ce trebuie pentru mine, că nu-l accept în totalitate așa cum e. Nu o să întâlnim nici persoana perfectă, dar nici să ne schimbăm pe ceilalți nu vom reuși. Cel mai bine e să ne schimbăm pe noi și
Dacă nu putem să fim lângă o persoană că nu face nu știu ce lucru sau că face sau că nu ești de acord cu niște treburi, ți se pune un semn de întrebare, de ce mai sunt aici? E clar că nu e ce trebuie pentru mine. Așa că acceptați-i pe ceilalți așa cum sunt. Și dacă nu puteți să-i acceptați, nu mai este locul vostru acolo lângă acele persoane. E clar, e de la sine înțeles. Nu veți reuși să-i schimbați. Vă veți frustra și pe voi, dar și pe acea persoană pe care o veți cicăli. Ok. Interesant, am simțit să fac completarea asta pentru că de multe ori întâmpin această problemă în consultații. Vreau să-l schimb, nu e cum vreau eu. Nu ai cum să-l schimb. Poți să schimb persoana, da. Adică să schimb cu o altă persoană. Dar persoana în cauză n-ai cum să o schimbi. Că aia a venit să învețe. Dacă ăla a venit să învețe un lucru, n-ai cum să-i schimbi tu destinația, destinul, că nu-ți convine ție sau că nu e conform așteptărilor tale. Asta este harta și haideți repede, repejor, să vedem care sunt predispozițiile acestei zile, ce facem noi în această zi. Așteptați weekendul, totul bine și frumos cu weekendul ăsta. Ascultați și horoscopul de weekend și ritualul de lună nouă, încă puteți să-l faceți. Ascultați-vă și ascendentul și nu uitați că vă mulțumesc din toată inima că sunteți aici alături. Like, share, subscribe, împărtășiți și cu ceilalți. Berbec. Berbecul se simte un pic încurajat astăzi să facă niște pași în față către persoana pe care o place. Sau dacă sunteți în cuplu, veți avea curaj să-i spuneți partenerului, nu știu, să-l convingeți de ceva, să-i spuneți o părere pe care a ținut-o pentru voi. Dacă sunteți singuri și doriți să invitați pe cineva undeva, este momentul, puteți să faceți lucrul ăsta. Poate chiar să invitați la o cafea, la o cină, la o masă în weekend. Ideea e că aveți curaj să vă spuneți ceea ce gândiți și asta este foarte bine. Taur. Nativii Taur au o zi destul de echilibrată. Reușiți să vă găsiți echilibru, reușiți să fiți stăpâni pe situație, mai ales că vor veni foarte multe către voi și parcă veți avea senzația astăzi că reușiți să citiți gândurile celorlalți. Câtă vreme sunteți în calm, da, puteți să vă conectați la ceilalți și să le citiți gândurile. Este important astăzi să aveți un pic mai multă grijă de sănătatea voastră și să vă liniștiți în continuare, să practicați diverse activități care să vă relaxeze, aveți nevoie de relaxare. Gemeni. Nativii Gemenii au o zi foarte interesantă în care își pun adică vă veți face încă de la prima oră o listă cu priorități și veți vedea că sunteți în capul acestor priorități, cap de listă, nevoile voastre, chiar dacă pot fi așa niște mofturi. Aveți nevoie să vă mai și răsfățați. Ați făcut o mulțime de lucruri, ați lucrat, ați muncit, chiar dacă încă nu e weekend, dar suntem aproape cu un picior în weekend. Așa că e ok să vă răsfățați. Gemenii astăzi vor oferi foarte multe sentimente, căldură, blândețe, bunătate și vor primi de asemenea înapoi. Foarte drăguț pentru că îi simțiți pe ceilalți aproape. Rac. Nativii Rac se conectează foarte ușor cu familia, dar și cu prietenii. Fie veți organiza o reuniune, fie o masă, fie cumva o întâlnire și aici vă simțiți și foarte aproape de ceilalți, vorbiți foarte mult, restabiliți anumite, să le zic așa, planuri, le refaceți, le îmbunătățiți, da? Da, deci foarte mult pe îmbunătățire a unor planuri, a unor discuții, comunicare. Am tot spus despre comunicare în ultima perioadă. Racii au nevoie să-și asculte intuiția și să se elibereze de frici. Este important să faceți lucrul ăsta, iar la locul de muncă poate să apară o oportunitate. Leu. Nativii Leu vor primi un cadou, un cadou care, pe care l-au așteptat de mult timp. Acest cadou poate să fie o veste, acest cadou poate să fie chiar și o atenționare, chiar și cumva un sprijin, nu neapărat să fie un cadou financiar, un cadou în bani, poate să fie vorba de orice altceva.
veți împărtăși anumite planuri, anumite decizii, anumite gânduri cu partenerul și veți fi surprinși de atitudinea pe care acesta o are. O înțelegere diferită. Chiar aveți șanse să duceți relația acolo în echilibru și armonie. Fecioară. Această zi pregătește Fecioarei foarte multă muncă, iarăși muncă, construiți ceva important, sunteți puse pe fapte mari și este foarte bine să faceți lucrul ăsta. De asemenea, după ce munciți voi atât de mult, vă vin și idei și vă apucați să faceți și mai multe planuri și alte planuri. Veți munci cam toată ziua. Într-adevăr, multe pot pleca în această seară, puteți să fugiți la munte, la mare sau să aveți ceva... să zicem planuri în a doua parte a zilei, dar planurile astea cumva sunt așa un pic la limită, pentru că, cum spuneam, veți munci super mult astăzi și sunteți acolo cu obligațiile și angajamentele voastre. Balanța. Balanța se gândește la ce ar putea să facă pentru a câștiga mai mult. Aveți nevoie să vă calculați mai bine bugetul, să vă calculați mai bine banii, pentru că apar niște cheltuieli pe care nu le-ați luat în calcul. Da, aceste cheltuiele cumva vă împing de la spate, vă aduc un impuls ca voi să lucrați mai mult sau să vă folosiți mai multe din talentele și abilitățile voastre. Există un potențial să iasă un secret la iveală. Vom vedea ce secrete ați ascuns voi pe acolo și ele pot ieși la iveală sau poate descoperi secretele altora. Prindeți pe cineva că a mințit sau că a încercat să vă păcălească. Scorpion. Nativii Scorpion au un început din multe sectoare. Și pe iubire, și pe bani, și pe relații sociale, și poate chiar pe partea de sănătate, pentru că începeți lucruri noi, intrați în discuții noi, chiar se îmbunătățesc, să le spun așa, momentele astea în care relaționați cu ceilalți, vă deschideți, nu mai sunteți așa misterioși și ascunși. Vă folosiți astăzi la serviciu abilității pe care nu le-ați mai folosit de mult și vă dați seama că ar trebui să vă reinventați. Că tot este cu mult început pe aici, pe la voi, deci multe începuturi pe toate sectoarele vieții. Și așa că descoperiți lucrurile astea și le folosiți. Săgetător. Nativii săgetător au parte astăzi de multă tachinare. Deci vă tachinați cu toată lumea, vă înțepați, vă împungeți cu toată lumea. Bine, acum cine se tachinează se iubește, dar mai contează și cum se întâmplă asta. Așa că nu vă supărați la glume, pentru că vor fi și care se vor supăra. Cei care au un ego mărit sau, mă rog, sunt foarte mândri, foarte orgolioși și... Dacă ați tachinat la rândul vostru, așteptați-vă să și primiți înapoi și de asemenea mesaje de la rudele voastre, mesaje de la persoane de la depărtare, rude, prieteni cu care n-ați mai vorbit, poate vă sună astăzi, poate vă cer sfatul, poate vă cer ajutorul. Capricorn. Nativii Capricorn au pus ochii pe o persoană nouă, fie că e vorba de un partener de business, să faceți o afacere, să investiți cu o persoană sau să învățați de la ea, fie că ați pus ochii pe o persoană care vă place foarte mult și pe care doriți să o cuceriți sau măcar să o invitați la o cafea sau ceva. Faceți pași, fiți prudenți, tot așa cu pași mărunți, dar e posibil să fiți gând la gând cu persoana pe care ați pus ochii, adică și ea să facă pași spre voi. Tu un pas, ea un pas și vă întâlniți la mijloc. Atenție cu poftele, cu excesele în alimentație. Vărsător. Nativii vărsător își descoperă și ei abilități prin care se pot îmbogăți. Mă rog, nu peste noapte, dar îi pot îmbogăți pe ceilalți și pe ei de asemenea. Deci vă puteți bucura de talente noi. Astăzi este un moment în care vă simțiți așa un pic, să spunem, ne băgați în seamă, dar poate că e momentul să pui tu mâna pe telefon și să suni sau să scrii sau să inviți la o cină, la o cafea, unde doriți voi. Este important să ați conștientizat talente pe care le lăsați nevalorificate. Pești.
Nativii peștii astăzi se comportă foarte frumos cu ceilalți și vor primi aceeași energie într-un fel sau altul. Într-adevăr, vă dedicați mult, aveți spiritul ăsta al sacrificiului, să fac să fie bine, să mă înțeleg bine cu toată lumea, să ajut pe toată lumea, ajutați mai ales dacă vi s-a cerut ajutorul, altfel stați cu minței. Tot astăzi sunteți dispuși să faceți mai mult, da, să lucrați mai mult, să vă asumați niște sarcini, să vă mai rămas la un proiect care pare destul de greu, dar pe care simțiți că îl puteți duce, înfloriți la locul de muncă, pentru că sunteți, vă băgați mai mult în seamă, dați dovadă că vă doriți mai mult și asta contează foarte tare, să te vadă șeful, colegul, echipa, tot să te vadă că bă, ăsta chiar vrea, își dorește, e pus pe treabă. Dragii mei, acestea au fost previziunile. Încercați să vă schimbați pe voi din interior și tot în jurul vostru se va schimba. Nu încercați să-l schimbați pe cel de lângă voi. Gânduri magice, vă mulțumesc și ne vedem cu celelalte predispoziții.